Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine. Astăzi este alături de noi și îi mulțumim foarte mult Gabriela Maluf, psiholog, și vorbim despre ce înseamnă femeia, ce înseamnă rolurile, statutul femeii, dar vorbim și despre stres, despre emoții și despre cât de stresantă poate să fie viața unei femei, mai ales cu atât de multe taskuri, cu atât de multe sarcini, cu atât de multe atribuții în vremurile pe care le trăim și cum se împart aceste taskuri, aceste sarcini, atribuții în viața de familie, în relația de cuplu, în așa fel încât cei doi parteneri să aibă o relație funcțională și să nu apară acest stres, l-aș numi eu, de două categorii, așa cum o face și autoarea cărții pe care o prezentăm astăzi. Este vorba despre stresul 8 strategii de gestionare de Elizabeth Ann Scott, o carte publicată în colecția Psihopractica. Vorbeam despre stresul acut, da? Și despre stresul cronic. Cum este stresul acut și cum este stresul cronic. Gestionarea stresului nu ar trebui să fie în mod normal stresantă. Stresul cronic își lasă amprenta asupra stării noastre de bine fizice, atât fizice cât și emoționale. Când îi simțim deja efectele, să alcătuim de la zero un plan de gestionare a stresului, poate ar părea copleșitor. Iar în acest volum, Stresul 8 strategii de gestionare, un volum ușor de înțeles și bazat pe cercetări, autoarea cărții Elizabeth Ann Scott apelează la numeroase ramuri ale psihologiei moderne pentru a prezenta cele mai pertinente informații despre efectele stresului asupra noastră, dar și cele mai eficiente tehnici de a-l gestiona. Înainte de a vorbi despre efectele stresului și despre felul în care autoarea împarte stresul în stres cronic și în stres acut, în ceea ce înseamnă un factor stresor, începem discuția noastră de la ceea ce este femeia, pentru că avem această campanie frumoasă de vorbă cu femeia din tine. Și am vorbit, bineînțeles, în ultimele zile și despre energia feminină, energia masculină, despre principiul feminin, eternul feminin, despre femeia din punct de vedere psihologic, antropologic, cultural, social și așa mai departe. Cum putem defini femeia în ziua de azi? Mulțumesc, Sorin. Chiar mă uitam, de fapt ascultam și mi-a plăcut cel mai mult din ce ai spus tu, faptul că și mulți cred că picăm în această capcană, în acest păcat de a fi foarte stresați să gestionăm stresul. De cele mai multe ori facem asta și cred că este o componentă a erei moderne. Căutăm echilibrul și armonia și conformitatea și cădem în păcatul de a fi stresați în căutarea unei resurse despre care noi credem că e bună. Și atunci cred că ar trebui să ne întrebăm cât este real și cât nu este. Cât este adevărat să cauți echilibru și cât de fapt este tot o altă sursă de stres. Femeile sunt maestre în a se stresa și cred că femeile din epoca asta modernă, din epoca noastră, se stresează foarte, foarte mult. Pe de altă parte, cred că aduc stresul în relație și cred că bărbații îl gestionează mult mai greu decât îl gestionează femeile. Adică femeile au o grămadă de mecanisme de descărcare și le pun în aplicare, iar bărbații cred că se simt la un moment dat responsabili să le gestioneze și să le ajute în această gestionare a stresului. Ulterior nu mai reușesc ei să și-l gestioneze lor, zic ok, gata, nu mai, e prea mult pentru mine. Și atunci cred că am putea să mergem în două discuții, în două direcții în această discuție, dacă ar fi să mă întreb pe mine, cum ar putea o femeie să-și gestioneze, o femeie modernă, care are multe lucruri pe cap, stresul, cum ar putea un bărbat să o ajute eficient
și apoi să mergem și în direcția de cum experimentează un bărbat stresul și cum poate să-l ajute o femeie să-și găsească forma privilegiată de a ajunge la o stabilitate, la un echilibru emoțional sau cel puțin pe momentul dat. Stresul este o emoție, până la urmă, o stare fiziologică normală. Dacă nu s-ar elibera cortisol, dacă nu s-ar elibera acest hormon al stresului, atunci noi nu am supraviețuit, nu am mai avea nicio metodă, nicio tehnică de supraviețuire. Pentru că în momentul în care ne atacă un animal sau un hoț sau viața noastră este pusă în pericol, în corp se eliberează foarte mult hormon al stresului care ne ajută să reacționăm, să facem ceva. Nu avem timp atunci să ne folosim de calitatea noastră umană, de a fi proactiv, de a lua decizii, de a face pauză în gândire. Nu avem timp. Cortisolul de asemenea este implicat și am mai povestit cu tine într-o carte pe care am citit-o, Corpul își amintește, este implicat în procesul sindromului de stres post-traumatic. Atunci când este un dezechilibru, când corpul și persoana nu mai gestionează și acest mecanism de hormon al stresului incorrect realizat, ajunge persoana respectivă să ajungă în stres și în sindrom de stres post-traumatic. Deci, nu poți să spui că trebuie să-l elimini sau că stresul e ceva de eliminat, ci mai degrabă este ceva de gestionat. De ce ajungem să fim continuu să fim stresați și atunci stresul este o problemă? Pentru că noi nu mai departajăm ce este supraviețuire când e viața noastră pusă în pericol și atunci e musai să se elibereze cortizol în corpul meu, hormon al stresului, ca să pot să supraviețuiesc. Și când este stres că nu mi s-a deschis laptopul, că n-a dus soțul meu gunoiul, că n-avem o viață fericită, că viața noastră e mai grea decât viața altora, sau este fericită, dar numai dintr-un punct de vedere. Astea nu moare nimeni din așa ceva. Sunt doar situații punctuale pe care ar fi bine să reușesc să le depășesc. Nu vreau să zic să le gestionez, ca să nu cădem în păcatul ăla de a fi stresat în a le gestiona, ci pur și simplu să decid realmente să trec peste ele, să cad la pace cu mine sau cu persoana care mi aduce un prejudiciu și mă simt stresată în relație cu persoana respectivă, să găsesc o formulă în care să pot să depășesc toată această situație. Pentru că, așa cum spuneai, femeia are foarte multe roluri. Cumva am venit dintr-o zonă în care ne-am dorit mai multă libertate, ne-am dorit să vedem egalitatea și să fim... De ce ne-am dorit? De ce femeile și-au dorit? Pentru că, într-adevăr, era o inferioritate. Se simțeau mai prejos și cu siguranță mai prejos din punct de vedere intelectual decât bărbații. Și atunci ele nu și-au dat seama că cerând drepturi egale la nivel de muncă sau de gestionare a vieții, asta nu o să le aducă neapărat un echilibru emoțional. Pentru că bărbații au spus la un moment dat, ok, fie, dacă vreți și voi să faceți ce facem noi, sunteți libere să faceți, dar noi nu preluăm nimic din ce faceți voi. Și a fost, cred că la început, un fel de ne-am dat cu stâncul în dreptul, pentru că, ok, a trebuit să facem și ce făceam și ce ne-am dorit, practic, această egalitate la nivel de activitate. Și evident că treaba n-a stat foarte confortabil și cred că orice femeie care are și job, și copii, și casă, și o grămadă de lucruri de gestionat, poate să spună că nu se simte confortabil dacă ea trebuie să le facă pe toate. Și atunci avem varianta să ne certăm, preia și el ceva din aceste responsabilități, s-ar putea el să spună nu. S-ar putea să fim obligate să renunțăm. Până la urmă, și nu ai cum să renunți la rolul de mamă.
Deci să renunți la jobul pe care îl ai sau pur și simplu să te gândești care este situația cea mai convenabilă. Din fericire, am remarcat că în ultima perioadă foarte mulți bărbați care au experimentat rolul de om de încredere în familie, adică de a avut grijă de copii, de gestionat cât de cât și el treaba în gospodărie. În ultima perioadă, bărbații sunt încântați de această, li se pare chiar o formulă în regulă, destul de potrivită, pentru că bărbații mai au o calitate foarte importantă. Ei fac toate lucrurile astea, dar în felul lor, adică niciodată n-ai să vezi, niciodată, că nu e bine să generalizăm, n-ai să vezi un bărbat care a rămas să stea cu copiii acasă, să aibă grijă de copii și el o să aibă grijă de copii ca o mamă, să fie atent la ora de masă, să fie atent la toate lucrurile. Nu, el pleacă pe coclauri cu copiii și are grijă de copiii lui în felul lui privilegiat, evident. Dacă eu din prisma mea și din rolul meu de femeie nu realizez că omul ăla de fapt m-a ajutat, a stat cu copiii și s-a distrat cu copiii și a avut un timp foarte plăcut cu copiii și decid să-i spun, dar n-ai făcut lucrurile bine, n-ai le dat la de mâncare la timp, nu critica. Ai făcut nu știu ce, nu? Critica, exact, o să ar putea în primul rând să nu mai facă lucrul ăsta. Și în al doilea timp să-i scadă și încrederea în sine. Băi, nu sunt bun. Nu înseamnă că nu fac lucrurile bine. Pentru că egalitatea nu înseamnă să facem activități egale sau asemănătoare. Important este să ne ajutăm unii pe alții. Eu să te ajut pe tine și tu să mă ajuți pe mine. Dar cum ne ajutăm e până la urmă, depinde de tipologia fiecăruia, de plăcerea pe care o are fiecare, de cum crede și gestionează el viața și crede că e mai bine și nu ne referim la lucruri abuzive. Acum, dacă soțul meu decide că ar fi bine să bată copiii și să, nu știu, să aplice nu știu ce sisteme abuzive, evident că de nu vorbim corecție. Despre... Exact, nu vorbim despre asta, vorbim doar cum vede el viața. A, vrei să rămân eu sâmbătă asta cu copiii? Da, dar plec de dimineață, mai mă întorc seara. Au mâncat, parcă. Dar eu ar trebui să văd, să scot din context, că nu o să moară copiii de foame pentru că au mâncat un sandwich pe aici, pe acolo, când au fost în activitate cu tatăl lor, dar cu siguranță o să-și aducă aminte ziua aia și a fost plăcută și mai presus de atât, eu am primit ajutor ca să fac altceva, fie să mă relaxez în sâmbătă respectivă, fie să mă duc să fac treabă, dacă aveam treabă. Deci cam așa stă egalitatea și cearta în cuplu și stresul în cuplu vine de la această neînțelegere a egalității de drepturi, de responsabilități, de gestionarea unei familii, a copiilor. Toată lumea vrea să facă toată lumea la fel. Și e logică, ne certăm că nu o să facem la fel. Aproape niciodată. A preluat, sau mă rog, fiecare a preluat în ultimele decenii, și aici mă refer și la mișcarea feministă, și la a preluat femeia o parte din rolurile bărbatului și invers, bărbatul o parte din rolurile femeii? Și aici cumva mă refer nu numai la roluri, ci și mă refer poate și la un schimb de energie. Da, probabil că unele lucruri din ceea ce făcea o femeie înainte mai sunt făcute de bărbat, poate că chiar în ideea în care ar vrea să o ajute și să o mai degreveze de anumite sarcini. Și invers, mergând pe ideea aceea a egalității în drepturi și în roluri, da, femeia care își dorește să facă aceleași lucruri pe care le-a făcut decenii de-a rândul un bărbat, indiferent că este într-o funcție de conducere sau conduce o firmă, nu știu, indiferent că ajunge, să zicem, să schimbe roțile, da, la o mașină sau nu știu, ceea ce înainte erau intra în sfera de sau zona de activități ale unui și de interes, nu numai ale unui bărbat. Știi că, din păcate, întotdeauna prejudiciul, cumva, pe piesa lipsă, vine inițial la femeie. Pentru că ea, n-ai cum să preiei niște responsabilități și să rămâi într-o energie, te poziționezi într-o energie masculină, evident că va trebui să joci conform jocului. N-ai cum.
ci treci o zi, trec două, treci o săptămână și te regăsești mai degrabă în poziția asta fără să-ți dai seama, fără să ți se întâmplă, să ți se întâmplă greșit. Când se atrage atenția, când femeia simte că e ceva în neregulă, atunci când intră în conflict cu bărbatul din viața ei. Pentru că, evident, venind acasă cu o energie masculină, n-ai cum să intri într-o relație de cuplu, că atâta timp cât cuplurile au o orientare sexuală de femeie bărbat, eu dacă vin în energie masculină, n-am cum să intru decât cu energia masculină din casă în conflict și atunci bărbatul se simte subminat și de cele mai multe ori cedează. Asta am văzut în terapie de cuplu, în foarte multe cupluri, bărbatul cedează. La un moment dat, inițial de fapt, crede că îi face pe plac femeii și că asta este ceea ce ea își dorește. Ulterior, femeii nu îi place să vadă un bărbat pe care ea îl consideră ulterior slab. Pentru că dacă eu vin și bat cu pumnul în masă și mă erijez în bărbatul casei, iar bărbatul casei face pe plac pentru că el crede că asta am eu nevoie, după aia nu mai îmi place de el. După aia zic, păi eu nu mă mai simt protejată, uite, soțul meu e slab, fac eu ce vreau, dar totuși mă bucur că fac ce vreau, dar nu mă simt protejată. Și atunci acolo se produce declicul, pentru că bărbatul de obicei dă înapoi. Spune, ok, nu mă mai simt confortabil, nici femeia nu se mai simte confortabil și iese. De obicei, cel mai des bărbatul iese din relația asta în care se simte dominat. Pentru că se simte până nu mai se simte, până nu mai are chef. Să se simtă așa. Și atunci, da, remarcăm, mie chiar îmi vin femei în cabinet și îmi spun așa, cu subiect și predicat, parcă nu mai știu să fiu feminină. Simt oarecum că sunt într-o energie masculină și să simte asta în relațiile mele de parteneriat, fie că e prieten, soț sau în căutarea unui partener de cuplu, nu mai reușesc cumva, nimic nu mă mai recomandă. Iar la bărbați este o chestie bine cunoscută, o să fac și o glumă acum, un lucru pe care îl folosesc eu așa ca tehnică de manipulare. Bărbaților le place să fie salvatori, lor le place să cucerească și să fie cei care ajută și protejează femeia. Iar eu, uite, de exemplu, folosesc acest lucru pe care îl cunosc despre bărbați atunci când trebuie să parchez mașina. Pentru că e foarte greu să parchezi mașina și să găsești un loc de parcare, eu întotdeauna găsesc un domn drăguț pe stradă, nu contează că e tânăr, că e bătrân, că e înalt, că e slab, că nu contează. Găsesc un domn căruia mă plâng și spun, dar eu nu mai pot de aici, ce mă fac? Și eu imediat, doamnă, stați, cel mai bun loc de parcare ajunge... rolul salvatorului. Exact, imediat, cel mai bun loc de parcare e al meu, întotdeauna... Pentru că imediat bărbatul se umple de stimă de sine, pentru că trebuie să... Asta e o formă de manipulare, o formă urâtă. N-am vrea să jucăm asta cu soțul nostru zi de zi acasă. Dar măcar să știm că e o componentă, e ceva ce sexului masculin îi place. E și o formă de a da încredere bărbatului. Exact. Da? Imaginează-ți că cum foarte plastic și frumos ai descris tu, soția îl roagă pe soț, nu doar o dată, de mai multe ori, da? Să o ajute să parcheze mașină. Bărbatul, care se presupune, doar presupunem, că are ceva mai multe abilități în zona manipulării vehiculului în parcare, da? Și știe cum să manevreze mașina, da? Iar firesc, vorba ta, se simte onorat, uite, să o ajut. Știi? Și e firesc să fie așa, știi? Dar mă simt bine că m-a valorizat, mi-a dat încredere și uite, în potențialul meu că pot... Imaginează-ți că o femeie, apropo de energie masculină, energie feminină, că aceeași soție se chinuie să parcheze mașina, soțul o vede, soțul vine și îi spune cu asertivitate, da, vine și îi spune, lasă-mă pe mine să te ajut, vreau doar să te ajut,
da? Ca să nu te chinui. Și el respinge. Da. Nu, lasă că mă descurc eu. Știu eu să De o ce parte crezi sigură. Că sunt mai slabă Da. cognitiv, că nu Și dai pot să seama cum fac se simte asta? atunci? Da, da. Din păcate, din păcate, și pentru femei și pentru bărbați până la urmă, este că noi nu cunoaștem ceea ce aduce plăcere fiecarei tipologii în parte. Uite, de exemplu, bărbaților, din nou, ceva ce le place este atunci când fac ceva, chiar dacă au făcut greșit, să vezi partea. Bine, și femeilor le place asta, dar bărbaților în mod deosebit. Am avut o perioadă lungă de timp în care criticam tot timpul ce cumpărături făcea soțul meu. Mi se părea, Dumnezeule, iar a venit ăsta cu cele mai urâte roșii din piață. Și mi-am dat seama că Nu mă... e el singurul caz. Nu e el singurul caz. Da, spune. Și mie mi se întâmplă. Da, și mi-am dat seama că îmi dădeam eu singură cu stângul în dreptul, pentru că la un moment dat evita să se ducă. Nu mai vrea să se ducă. Dacă iau prost, atunci du-te tu. Găsește tu soluția. Și cumva mi-am dat seama, nu e ok. E ok, haide să-l laud, ia să merg pe partea asta la altă, haide să-l laud, să zic, uite, băi, de data asta ai făcut bine, uite, sunt mai, parcă mai drăguț. Și cu timpul, tot lăudându-l, a început să cumpere din ce în ce mai bine, a căpătat și experiență, încredere. Îi făcea și plăcere că e lăudat. La final, la fel se întâmplă și cu copiii. Femeile au tendința să nu lase copiii cu tații lor și să-i critique. Și atunci zici, ok, nu mai am grijă, eu sunt bărbat și nu știu să am grijă de copii. Nu e ca și cum, uite, tot noi femeile trebuie să facem efortul, pentru că dacă stai să te gândești, și noi avem multe lucruri pe care ne place, adică avem dorința ca un bărbat să le facă în raport cu noi. Asta cred că e greșeala și stresul, că tot vorbim despre stres. Chestia asta că nu știi care e tipologia, nu știi ce îi place unuia și ce îi place altuia, că evident mi-am dat niște exemple generale. Cu siguranță ele sunt mult mai personalizate și mult mai individualizate. Adică, ok, îmi place ce îmi place, ce le place, ce place de obicei unei femei sau ție îți place ce place de obicei unui bărbat, dar cu siguranță mai ai și alte chestii care sunt ale tale și eu mai am alte chestii care sunt ale mele. Și cumva, pentru că nu reușim să ne cunoaștem foarte bine, o să intrăm tot timpul în conflict. Și când spun conflict, spun stres. Și chiar dacă am cunoaște, să presupunem, femeia cunoaște bărbatul, bărbatul cunoaște femeia, cred că pasul următor, și l-ai pomenit tu ceva mai devreme, nu l-aș numi laudă, dar l-aș numi apreciere și încredere. O femeie are nevoie de apreciere și de încredere, un bărbat are nevoie de apreciere și de încredere. Exact, da. Foarte bine și plastic ai punctat tu, da? Acel bărbat care face lucruri bine intenționat. Da. Poate să le facă din proprie inițiativă sau poate să le facă pentru că i-a spus soția. Nu înseamnă asta că neapărat e împins de la spate, dar face. Sunt alți bărbați care nu fac deloc. Nu fac deloc. Bun. Da. Ideea este după intenția lui de a face și după ce l-ajustezi și îl corectezi un picuț, fără critică pe aici, pe acolo, ce faci mai departe? Pentru că dacă vei veni de fiecare dată și îi vei spune că nu a luat roșiile care trebuiau luate, nu a băgat aspiratorul așa cum l-aș fi băgat eu ca femeie, da. Nu a făcut nu știu ce lucru și vii și enumeri, da? Îi scade stima de sine, se duce încrederea, da. Și aprecierea, valorizarea. Și atunci el se va retrage cumva emoțional. Păi dacă tot nu fac 100% bine... 100% bărbații se retrag primii emoțional. Dacă tot nu fac bine, va gândi un bărbat și poate va spune, da. De ce să mai fac? Exact. Exact. Și din păcate, voi bărbații sunteți primii care reacționează în felul acesta. Uite, de exemplu, eu mai primeam remarca, odihnește-te și tu, ești obosită. Și pentru mine, la început, părea ca și cum... mă jignește cineva. De ce? Crezi că nu sunt suficient de bună? Crezi că nu sunt în stare? Și în simplu fapt că cineva avea grijă de mine și vrea să mă odihnesc, să mă relaxez, pentru mine era ceva luată ca ofensă. Și atunci iarăși un punct în care un om își oferă ajutorul și tu decizi, în loc să vezi drept ajutor, decizi să-l vezi ca pe ceva ofensator. Da, ca un deci afront. Nu spui, nu întreb, dar de ce? De...
Da, de ce spui asta? Atunci, da, e cumva ceea ce vine la pachet. Dar ce observ în toate cuplurile moderne e cumva o femeie extrem de obosită, care își asumă foarte multe, voit, dorit, foarte multe lucruri. Din păcate, nici societatea nu ne mai ajută, adică bărbații nu mai pot să muncească și să susțină realmente ca o casă și o familie. Adică ei muncesc la fel de mult, dar nu mai sunt la fel de bine remunerați pe cât să poată să susțină familia, și atunci femeile sunt obligate în cele mai multe cazuri să vină și ele cu acest aport financiar. Iar asta este un factor obositor. Este un factor care aduce plăcere femeii care a reușit și ea, dar realmente, dacă e să o întreb și să fie sincer, o să spună că este ceva, ceva obositor, ceva peste puterea. Dar asta nu mai este nici vina femeii, nici vina bărbatului. Este practic, na, lumea în care trăim și vom vedea cum ne-am adapta. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre stres. Am venit cu o prezentare de carte. Este vorba despre Stresul, 8 strategii de gestionare, de Elizabeth N. Scott, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, în traducerea Ioanei Socolescu, o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine. A fost astăzi alături de noi Gabriela Maluf, psiholog, care îi mulțumim din suflet. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!